În episodul 8 al serialului Lia, soția soțului meu sezonul 3, Tavi ajunge acasă la Otilia. El îi anunță că este proprietatea lui Gianni și le dă un termen de trei zile pentru a părăsi casa. Lia află că Gianni îi dăruiește ei casa Vornicu. Casa lui Petru este a ta, o anunță acesta. Dana se pregătește să nască. Ea o anunță pe Maria că o să-i pună numele Ioan, la fel ca pe fratele ei. Petru merge la bar pentru a discuta cu Anastasia. Tânărul intervine într-un conflict apărut la bar, dar Sia nu are nevoie de ajutorul lui. Poliția ajunge în bar, însă Sia se împotrivește să meargă la secție și îi sparge capul unui polițist cu o sticlă. Aceasta este arestată. Petru încearcă să o ajute.